Coaliția de guvernare va duce la capăt toate legile justiției. Este replica secretarului general al PSD, Codrin Ștefănescu, la declarațiile președintelui Claus Iohannis, care a spus că face un apel la politicienii lucizi din PSD să nu fie adoptată o ordonanță de urgență privind amnistia și grațierea. Legile pe care le facem nu sunt pentru Liviu Dragnea, legile sunt pentru zeci de mii de români și zeci de mii de familii de români călcate în picioare de un sistem odios pe care el îl protejează în fiecare zi prin tot ce face. PSD și ALDE, coaliția de guvernare, va duce la capăt toate legile justiției, modificările codului penal. Tot ce am promis, vom face și, într-un final, cu siguranță ne vom asuma și ordonanța de amnistie și grațiere, nu știu sub ce formă, formă de lege sau formă de ordonanță, a precizat Codrin Ștefănescu la Antena 3. În schimb, premierul Viorica Dăncilă neagă vehement orice discuție despre posibilitatea adoptării unei astfel de ordonanțe de urgență. Am văzut că s-a lansat în spațiul public, am văzut solicitări în spațiul public, am văzut critici, dar eu, ca prim-ministru, vă spun că pe masa primului ministru nu există așa ceva și nu am avut o discuție cu un ministru în acest sens, a declarat Viorica Dăncilă. Președintele Claus Iohannis a declarat după semnarea legii privind autostrada Unirii că adoptarea unei ordonanțe privind grațierea și amnistia ar provoca o criză politică fără precedent pentru România.